Άλλο! Κοπάρες! Κοπάρες! Așezați-vă liniștiți! Am o nostalgie față de Dânsu. Cred că a fost singurul român și patriot adevărat. Român sigur, dar patriot, sigur, patriot. Și nu ne-am dat seama. A fost unul dintre cei mai mari oameni ai națiunii noastre care ne-a reprezentat țara cu cinste peste tot. De a întări colaborarea și unitatea, de a face totul pentru libertatea, pentru construcția socialismului, pentru bunăstarea poporului, pentru integritatea și independența României. Îl regret că l-a omorât ca pe un câine tras în el acolo, când omul știa de toate. Să fie judecat! Să fie judecat! Să fie judecat! Cel mai urât Crăciun din viața noastră. A doua zi dimineață m-am dus, cum s-a luminat, m-am dus acolo și am văzut sânge la greu, jos, cheaguri de sânge, mușuroaie de cheaguri de sânge de la cei care au murit acolo. Prin Brăila, lumea efectiv era ca oi. Deci vă dați seama că eram în față la biserica grecească, ca să vă spun așa, era un pom la un metru, metru și ceva, și când a început să tragă la Revoluție, eu m-am făcut ca un pou furnic jos lângă el. Nicu Ceaușescu a avut dreptate când a spus că ce a făcut Ceaușescu, ei nici măcar n-o să-l întrețină. Probabil că nu vedeam noi, dar nu era atât de greu și atât de rău. Sunt o nostalgică, hotărât! Bine v-am regăsit la DCNews, sunt Liana Ganea și împreună cu Roman Dobre, colaboratorul meu, continuăm seria reportajelor din stradă. Pentru că doar așa putem ști ce gândesc oamenii, ce cred românii despre vremurile de acum, ce nemulțumiri au și ce sfaturi au pentru cei de la conducere. Astăzi ne-am propus să aflăm cum o duc românii noștri, dacă se descurcă din pensii și salarii, dacă s-au pregătit de sărbători, dacă au tot ce le trebuie și dacă sunt printre ei și nostalgici după fostul regim. Vrem să știm dacă vremurile de acum sunt mai bune decât cele de dinainte de 90. Și asta direct din gura celor care au prins din plin comunismul. Ne aducem de asemenea aminte și de Revoluția din 89, când soții Ceaușescu au fost înlăturați de la putere, iar România a devenit stat democratic. În urmă cu 34 de ani, România se năștea din nou. Gustam cu toții prima porție de libertate. Răul fusese nimicit, tiranul răpus și speranța de mai bine redobândită. Dar oare a fost răul atât de rău atunci, pe vremea lui Ceaușescu, sau e cum nu se poate mai rău acum? Iată, au trecut peste 3 decenii de la Revoluția din 89. Din păcate, cei mai mulți români cred că au trecut degeaba. Am stat de vorbă cu cetățeni de toate vârstele dintre cei care au apucat măcar câțiva ani de comunism. Aproape toți îl regretă pe fostul dictator. Îl plâng și azi. Îi duc dorul și spun că execuția din 25 decembrie a fost nedreaptă. Le lipsește Ceaușescu sau, de fapt, le lipsesc anii tinereții cu toate amintirile și realizările de atunci? După cine suspină românii? După Nea Nicu sau după timpul care nu se mai întoarce? Nu știm răspunsul. Dar avem mărturiile celor care se declară mai mult sau mai puțin nostalgici după comunism și cred că cel mai iubit fiu al poporului a fost un patriot de neegalat și a făcut mult mai multe pentru țară decât cei aflați astăzi la conducere. I-am simțit sinceri, iar unora chiar le-am zărit în colțul ochiului o lacrimă, și nu de la frig.
Reportajul nostru se cheamă Dor de Ceaușescu. Vă e dor de Ceaușescu? Da, să știți că chiar mă bucur că îmi puneți întrebarea asta, pentru că chiar am o nostalgie față de dânsul. Cred că a fost singurul român și patriot adevărat. Român sigur, dar patriot... Sigur, patriot. Și nu ne-am dat seama. Din păcate ne-am dat seama prea târziu. Pentru că dânsul... În modul lui ne vroia binele, dar noi nu ne-am dat seama. Nu este rău că acum avem și democrație, dar trebuie să luăm și ceva, ceea ce a făcut el bun. Pentru că dânsul chiar a făcut lucruri bune. O duceau oare românii mai bine înainte? Comparativ cu acum? Comparativ, da. Da, un da ferm. Pentru că eu îmi amintesc din copilărie, chiar ținea cont. Numai să ne gândim mă, cu perioada cu COVID-ul, de exemplu. Se făceau vaccinuri, se făceau, o igienă tot timpul și în școli și te chema tot timpul, hai să faceți vaccinul. Se ținea din scurt lucrurile astea. Mie, nu știu, cel puțin nu sunt, n-am fost o comunistă înflăcărată, dar acum îmi dau seama că chiar a fost un patriot. Și... Vă puteți numi o nostalgică. Exact, sunt o nostalgică, hotărât. Dacă ar fi să pot întoarce timpul înapoi, chiar mi-aș dori să fie modul ăla de a conduce țara și cu un pic de libertate care o avem, să luăm cei buni din democrația care o avem, pentru că sunt și lucruri bune în democrație, nu putem să fim așa doar în comunism. Îmi place și ceea ce este în democrație, dar nu înclin balanța mult spre nostalgia mea de Ceaușescu. Ce a făcut Ceaușescu pentru România asta? În toți anii, câte ceva. Începând de la primul blog, de la prima întreprindere, să zicem, și până la... Hai să ajungem, la metrou. Toate au fost făcute sub comanda lui. Și erau oameni nemulțumiți, că ar fi vrut ei să aibă mai mult decât le dădea Ceaușescu, decât le dădea. Dar dacă munceam, eram mulțumiți. Vă duceau românii mai bine înainte? Decât acum? Înainte era mai, cum să zic, o ducea mai prost că era bani puțini. Aveau valoare, dar erau puțini pentru să facă ce face ăștia noștri acum. Au uitat că avem o țară atât de frumoasă, începând cu, hai să zicem, și cu Brăila de aici, și la munte, și la mare, și asta. Avem atâtea locuri frumoase, eu nu înțeleg pe românii care pleacă din țară. Dumneavoastră ați dus-o greu pe vremea lui Ceaușescu? Dom'le, nu era... Ați resimțit lipsuri? Nu. Aveam din toate câte puțin și ne descurcam așa, cu bănuții atunci care aveam noi. Dar cafea nu era, adică nu era, n-am băut cafea, n-am băut alcool, nu țigări, nu știu ce... Tot ce era, era pentru casă. Acum vă descurcați în vremurile de acum? Mă descurc așa cum este, cu pensiile astea mici, dar tot așa, repet. Dacă nu dai banii pe ce nu trebuie, ne ajungem acolo așa cum putem noi. Era mai greuluț într-un fel, dar... V-ați descurcat. Ne-am descurcat. Asta îl regret, că l-a omorât ca pe un câine atras în el acolo, când omul știa de toate și relații avea, numai să-l țin aici, spune, șeful, ce mai facem? Uitați, aici stăm mai așa. Avea atâta, cum să zic, cunoștințe în capul lui, dar nu. Ultima dată l-am văzut în Progresul, unde am lucrat la Institutul de Excavatoare, și a venit săracul să vadă un excavator care, electric din mare capacitate, care l-am proiectat noi, institutul nostru, cu cupa de 13,5 metri cubi, destinat marilor obiective de interes național și marilor șantiere, amenajării complexe a văii râurilor, care nici astăzi n-a fost făcută, și a trecut pe lângă grupul nostru de ingineri și proiectanți, ne-a salutat, a intrat în fabrica de utilaj industrial
și a văzut excavatorul nostru, care era prototip, de mare capacitate, care era prototip, și i s-a făcut câteva demonstrații cu el și apoi s-a întors în și a mers la fabrica de excavatoare. Acolo a făcut o mică trecere în revistă a platoului de excavatoare care trebuiau livrate, noi pentru livrare. A vorbit cu oamenii. Cum vi se părea așa ca om? Cât ați reușit să-l cunoașteți din mica întrevedere? Deci aprecia munca noastră a cercetătorilor. De exemplu, ultimul produs care l-am proiectat eu ca șef de proiect, am fost întrebat prin telefon, probabil de presa de atunci sau de Securitatea Națională, dacă sunt de acord să dedic acest nou produs și prototip politicii partidului și toarșului Nicolae Ceaușescu, respectiv țării noastre. Când credeți că era mai bine? Pe vremea lui Ceaușescu? Da, bineînțeles. Ați dus-o mai bine atunci? De un miliard de ori mai bine. Acum? Pe vremea lui Ceaușescu mi-am făcut dantura, acum nu mai pot. Sunteți o nostalgică? Vă puteți numi o nostalgică după comunism? Nu pot spune, pentru că nici măcar nu am fost utecistă. Păi eram pionier, că eram copil și astea erau. Dar din ce vedeați în jur? Dar din ceea ce am văzut, era mult mai bine decât acum. Mult mai bine. Sunteți și convins. Pe planul sănătății, și pe planul salariilor, și pe toate planurile, pe toate planurile. Cei mai mulți sunt convinși că vremurile din comunism au fost de departe mai bune, că lumea avea mai mult, fiecare se descurca în legea lui și, cum necum, erau bucate pe masă în fiecare zi, spre deosebire de ceea ce se întâmplă în prezent când sunt atâția care trăiesc de pe o zi pe alta. Mă gândesc tot timpul, sună în cap cuvântul domnul președintele nostru care a spus mai ia-ți încă un job și încă un job. Păi am 56 de ani, 57 de ani, câte joburi să mai iau? Mi-e bine greu să mă adaptez la un sistem atât de dispersat și de atât de, cum să spun, individualist doar pentru ei. Nu mai suntem uniți, nu mai văd. Dar, cum suntem noi români, să spunem, o să încercăm, ne descurcăm cumva și cu asta. Prin comparație era mai bine pe vremea al Ceaușescu. Îmi pare rău să spun treaba asta, că poate dezamăgesc pe mulți, dar era mult mai bine. Dădeau un loc de muncă, dădeau o casă la tineret, sănătatea era gratuită, învățământul era super bun în comparație cu ce e acum. Pe vremea lui Ceaușescu trăiau românii mai bine? Aveau mai multe decât au acum? Da. Era sărăcie în magazine, dar aveau toți oamenii de rând, aveau tot ce le trebuie acasă. Da. Tot ce le trebuie. Că erau din furăciuni, deci erau acum așa să faci furăciuni, să faci numai la nivel înalt. Nici educația și nici serviciile medicale n-ar mai fi la fel de calitative ca pe vremuri, spun unii. Se învăța mai bine? Înainte era... Da, da. Învățământul mai pus la punct? Era pus perfect la punct, aș spune. Pentru că nu erau repetenți. Și dacă cumva unul rămânea în urmă, profesorii rămâneau în școală și ne meditau. Dar era în același salariu care se descurca cu tot. Ne meditau în școală și nu era niciunul fără bac. Acum îi întreb pe cineva, dar ce să mai fac? Nu mai iau bacul, nu mai învăț, nu mai iau... Pentru că și profesorii au devenit un pic, cum să spun, sătui, ca aș putea spune, de... tot felul de, nu își mai dau așa de tare interesul, elevii au devenit și ei mai obraznici, că avem, vezi, Doamne, libertate și ne ducem și spunem și facem, că avem drepturi. E corect să ai drepturi, dar învățământul trebuie să fie respectat. Înainte, da, se învăța mai bine. Acum mori, dacă n-ai bani, mori cu zile. Ca să nu mai vorbim de doctorii din ziua de azi. Te duci la urgență, spune că e urgență și stai te acrești. Am fost acum 2 luni de zile la urgență și vreau să spun că am stat 8 ore la urgență. Și cred că a fost ceva, nu știu, vreun anevrism, vreun mic AVC, nu știu ce a fost, dar vreau să spun că faptul că mi-am orțea jumătate din corp și m-am trezit 2 zile la rând cu gura strâmbă, au spus chestii de la senozită.
Lucrurile astea nu se întâmplau înainte de 90? Niciodată. Eu nu mi-aduc aminte, cu toate că mergeam cu sorioara mea la doctor, cu părinții lucrau, eu nu mi-aduc aminte să se fi întârziat. Sunt pensionar din munca care v-am spus. Am lucrat după ce ne-au dat afară din institut, am avut gradul didactic de profesor și am trecut în învățământul liceal și am lucrat în învățământul liceal. Am învățat carte și o profesiune pe mulți mii de tineri din învățământul liceal din Brăila. În orice caz, vreau să spun că securitatea noastră a cetățenilor era asigurată și a copiilor și nimeni nu a îndrăznea să se atingă de un copil dacă îl trimiteai la școală cu ghiozdanul în spate, fie că era în învățământul primar sau mai mărișor. M-am născut în 84. Am apucat câteva Crăciunuri ca și copil înainte de 90. Unele cu mai puțin, altele cu de toate. Mi-aduc aminte că prietenii mei de pe atunci credeau că bananele și portocalele se coc doar în decembrie. Cine nu-și aduce aminte de bananele verzi puse la copt pe ziar undeva pe sus la căldură? Astăzi avem de toate, dar câți și le permit? De ună zi am văzut în supermarket o bătrână care așezase pe bandă o singură banană. Și asta m-a tristat. Mi-e greu să cred că încă mai există români care își doresc, poftesc, tânjesc, dar se uită de două ori la preț înainte să cumpere. Vremurile sunt grele, pensiile sunt mici și nu poate nimeni să îmi spună ceva ca să mă facă să cred că n-ar fi așa, orică bătrâna ar fi fost prea zgârcită sau nu avea nevoie de mai mult. Astăzi vorbim despre Crăciun, despre Crăciunul de acum și Crăciunul de altădată, despre românii de acum și românii de atunci, despre Santa și Moș Gerilă. Era mai bine pe vremea lui Ceaușescu? Se trăia altfel? E bradul din 2023 mai sărăcăcios sau dimpotrivă? Mai taie românul porc sau se mulțumește cu puiul la caserolă? Sunt întrebări ale căror răspunsuri le vom afla de unde altundeva decât direct din stradă. Să fi fost sărbătorile de iarnă mai bogate și mesele mai îmbelșugate pe vremea lui Ceaușescu, era mai darnic Moș Gerilă decât Moș Crăciun și aici părerile sunt împărțite. Vă aducea Moș Gerilă tot ce vă doreați? Mi-aducea Moș Gerilă tot ce îmi doream. Doar că atunci fiind mic îmi doream foarte puține, celebrele banane care cred că s-au și mitizat, bananele lăsate la copt, înfășurate în scânteia și portocale, pe care nu numai eu sau nu numai la mine în familie le asociam cu sărbătorile de iarnă. Dar da, eram un fan înfocat al lui Moș Gerilă. Așa se numea pe atunci, sau așa încercau comuniștii să îi schimbe identitatea lui Moș Crăciun. Aveți de toate, de sărbători pe masă? Nu știu ce să zic, v-am zis, eram foarte mic, dar nu cred că masa era așa îmbelșugată cum e actualmente. Mi-aduc aminte că eu când eram micuță, asta și așteptam, să ne aducă Moș Gerilă. Și ce mi-aducea Moș Gerilă? O pereche de mănuși. Atunci am mâncat prima dată portocale în viața mea. Dânsul mi-a pus sistemul de atunci, mi-a pus o portocală, o pereche de mănuși, un fular și, Doamne, așteptam cu nerăbdare să vină Moș Gerilă. Deci noi eram mulți frați, eram 6 frați și când toți cu sacoșica de la Moș Gerilă, îți dai seama ce gânduri transmiteam pentru sistemul în care trăiam. Ne gândeam, Doamne, ce bine, pentru că acum nu mai ne aduce nimeni. Moș Crăciun, cum se spune acum, e din buzunarul tău. Atunci venea, nu știu, cumva altfel, să gândeau ei un pic acea micuță atenție, conta. Cel mai frumos cadou de Crăciun din copilărie, care să fi fost? Acela. Când am mâncat prima oară o portocală. Asta e amintirea mea care n-am să o uit niciodată în viața mea. Am mâncat prima portocală din viața mea atunci. Asta a fost, este pentru mine, mi-a rămas așa, fixat în creier. Și nu era, deci probabil că nu vedeam noi, dar nu era atât de greu și atât de rău.
cumva românul toți aveau pe masă și mâncare, și purcel, și sănătos. Noi eram și mai frumoși, parcă nu știu să spun. Și atunci de ce se spune că mesele erau goale, rafturile în magazine goale? Nu știu, pentru că fiecare cumva se descurca cumva. De la țară și așa prin secret se lua și nu cred că stătea cineva să te urmărească pe tine dacă tu ai tăiat un porc la țară și l-ai împărțit în familie, în 4-5, ne uneam cu toții, 5-6 persoane și cumpăram. Și îl împărțeam între noi, la bloc. Dar sunt și filme făcute, ce să mai... Sunt filme pe televizor. Așa făceam, asta făceam. Puneam bani și cumpăram și împărțeam. Toți aveam și nu ne controla cineva să stai să... De ce ați făcut? Nu era chiar atât de... Nu era chiar atât de rău. De ce să spun niște lucruri care... Adevărate. Ce sărbătorile erau mai bogate înainte? Mesele mai pline? Oare? Erau, asta e adevărat, dar nu la toți. Că erau și atunci oameni bătrânică, cum să zic, bătrânele acolo, care nu își putea să-și cumpere decât sărbători să aibă și el. Și călnați, și bolcăboși, și sarmale, și cozonaci asta. Trebuia să ia cu sutele de grame, care acum acolo o să ajungem. Că încă mai e loc de mai rău, de mai bine. Deci să înțeleg că regretați pe Ceaușescu. Automat. Nu trebuia decât, dacă vrea să-l dea cineva jos, îl dădea deoparte acolo și numai să le spună el ce să facă. Că atunci Ceaușescu, când pleca din țară, lua cu el și arhitectul și constructorul și toți își vedea de acolo de treburile lor, notițe, când vinea în țară, ce vă trebuie să puneți în practic. Păi, cu tare, ciment, balastru, și zice, gata, telefon, duce acolo și ieșe. Și se descurcau altfel. Mă, să zic așa, și muncitorii și, cum să zic, și noi toți, într-un fel. Dar nu, asta, repet, dacă avem cu pensiile astea acum, sunt mici pentru cât vrem noi, dar ne mulțumim cu atâta. Nu mai cununăm, nu mai botezăm, a trecut perioada aia așa. Acum, pentru mormântare, ceva acolo să fie, să nu vină nici băiatul, nici fata să zică, uite, tata și mama n-a fost în stare să pune și ei acolo un bănuț, să-și facă și ei acolo un mormânt la cimitir, o criptă, o ceva acolo. Asta este, ce să le facem? Aveți ce să puneți de sărbători acum pe masă? Ați făcut cumpărături? Da, ca orice sărac o să pună, cum să vă zic, să zice la Kaufland sau la Penny sau... Mai cumpărați porc? Tăiați? Cumpărați porc? Vi se pare foarte scump? E foarte scump. Prin... Ca să dau acum așa pe un porc de 90 de kilograme, să dau 2000 de lei. Luați doar cât vă trebuie pentru niște sarmale și preparate. Și mai pune și niște orez. Acum cum vă descurcați? Foarte greu. Aveți ce vă trebuie de sărbători? Sincer? Nu. Primiți tichete sociale? Nu. Nu vă beneficiez de ajutor social, de nimic. Am lucrat în domenii de vârf, în cercetare, proiectare. În domeniul militar am fost... locțuitorul tehnic al comandantului de la regimentul de geniu și pontoneri. Am aproape 45 de ani de muncă în documentele mele care le-am depus la Casa Pensiei și am o pensie de aproape 29 de milioane, adică 2009, aproape 2900. Vă dați seama că e pentru munca care... Deci câștigam destul de bine în cercetare și în învățământ. Aveam și ore suplimentare și nu știu cum au calculat ei, ne-au dat pensiile astea în bătaie de joc. Unii chiar cred că actuala clasă politică ar avea ce să învețe de la tovarășul. Ce ar putea învăța conducătorii de azi de la Ceaușescu? Să țină mai mult cu țara. Țara este lăsată... a nimănui. Nu știu dacă mai este a noastră. Nu mai suntem uniți. Nu, să ia de acolo unitatea.
Asta să ia, unitate atât. Nu trebuie să fim supracomuniști sau comuniști înflăcărați. Nu, luați oameni buni exemplu de ce a făcut și cum s-au gândit, cum se gândeau la noi la toate lucrurile astea. Și bineînțeles că erai controlat. Păi ce facem dacă nu avem puțin control, puțin respect, ce facem? El ca om a fost, cred că cel mai mare, unul dintre cei mai mari patrioți ai națiunii noastre și în curând îi se va recunoaște de către națiunea noastră și partea politică a națiunii noastre, îi se va recunoaște faptul că a fost unul dintre cei mai mari oameni ai națiunii noastre care ne-a reprezentat țara cu cinste peste tot, și în Marea Britanie, și în Statele Unite, și în Franța, și țara noastră avea pe vremea lui legături diplomatice și economice cu toate țările lumii. Dacă intrai în biroul unui director general la o întreprindere mare de interes național, cum era Progresul, totdeauna era pe unul din pereții biroului respectiv o hartă a lumii și era marcată în toate continentele cu stegulețe tricolore cu care uzina Progresul avea relații economice cu toate aceste țări ale lumii, din toate continentele. Și vreau să vă spun că atunci când l-am văzut pe Ceaușescu ultima dată, când a venit în Progresul, s-a interesat săracul și de podul de la Brăila, printre altele. Deci a întrebat care este stadiul podului de la Brăila. Și i s-a spus că dacă vreți să vedeți, în depozitul uzinei este totul pregătit, avem și ingineri, avem și muncitori, avem și proiecte, tot și după 1 ianuarie 1990 o să începem construcția podului, care o să aibă și o bretea în insula Marea Brăile și o să fie și cu cale ferată. Și ce au făcut? După 1989 au jefuit toate aceste materiale și tot ce era pregătit pentru pod și le-au vândut la fier vechi. Și vreau să vă mai spun că referitor la podul care s-a construit la Brăila, am și o contribuție. Am intrat pe postul de radio într-o emisiune cam pe vremea asta, mai aproape de Crăciun, și întrebarea emisiunii era ce ați dori să vă aducă sărbătorile. Și am spus aș dori ca la Brăila să se construiască podul care îl programasem noi, cei care am muncit în Societatea Socialistă și în Progresul, să se rea acest proiect de mare interes național. Și într-adevăr în acea perioadă era prim-ministru domnul Mihai Tudose Brăilean și informația care am dat-o eu atunci pe post în emisiunea aceea, eu am spus așa, vreau să reia acest proiect pentru că acest obiectiv face legătura dintre Moldova, Dobrogea și Muntenia, respectiv Țara Românească. Și această idee a ajuns la primul ministru brăileanul nostru, Mihai Tudose, și el a fost cel care a reluat acest proiect, pentru că doar s-a făcut un studiu de fezabilitate și era atât. S-a limitat cu ani în urmă la acest studiu de fezabilitate și... Știți ce aș vrea să vă mai întreb? Ce ar putea învăța politicienii de azi de la Nicolae Ceaușescu? Patriotismul lui, că nimeni nu l-a întrecut în ceea ce privește patriotismul. Ce să învețe că ăștia nu învață decât să fure? Dacă știe să fure, o duce bine. Dacă nu... Dar asta este, să fură cu un mesaj pentru conducerea țării, aveți? Să aibă grijă, să fure mai puțin și să le dea la muncitori, de la un capăt la altul, orice muncitorime.
Numai că muncitorii mei, că poate să-i dea și mie, dacă sunt pensionar acolo, un bănuț în plus, că așa este, asta e viața. Dar nu-i văd patrioți. Ăștia care sunt acum, dă bani să devină parlamentar, să devină nu știu ce, nu știu cum, ca să poată să fure și să aibă și el, știu, alte astea cu plecă. Ceaușescu era un patriot? Da, da, cum, domnule? Când îl vedeam că dă de mână și mereu. Patriot și revoluționari. Nu, eu unul îl regret că a fost patriot și că n-a știut în ultimii ani să mai pună ceva acolo și la oameni, la omenire, indiferent că era mici, că erau mai măricei. Da, aia a fost, dar n-a murit nimeni de foame. Și nu erau cerșători pe peste tot, cum sunt acum. Acum ai noștri fugi din țară, că nu are locuri de muncă. Locuri de muncă sunt, dar nu le dă bani suficienți după munca care o prestează. Și atunci omul pleacă unde e mai bine. Ce... Bine că poate să mai plece, asta este. Să furie cât mai puțin și să nu o să mai bârfească și să fie iubitor de țară, de România și de români. Ei nu știe asta, ei pleacă asta. Ultimele luni, domnul nostru președinte s-a dus, a plimbat, a luat pe doamna și s-a dus, s-a plimbat. Unde, nu contează, cât l-a costat avionul, cât asta, el... Dacă avionul trebuia să fie, să aibă și sală de sport, să aibă și piscină, să aibă și... Nu se plimba și Ceaușescu la fel, în aceleași condiții? Nu, 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 nu. Atunci Ceaușescu își lua toți secretarii, îi lua cu el și fiecare își lua notiță. Când venea în țară și fiecare știa ce a văzut acolo bun și ieftin, hai să facem și noi aici. Dar acum ce să mai spunem? Asta nu-i pentru români. Păcat, păcat, păcat. De ce s-a lucrat până acum? Cât s-au muncit până acum și n-au rezolvat nimic? Aveți un sfat, ceva să le spuneți celor de la conducere? Să mai lupti și pentru țară, nu numai pentru dânsii. Și pentru țară, nu numai pentru dânsii. Să mai facă ceva și pentru popor. Că Nicu Ceaușescu a avut dreptate când a spus că ce a făcut Ceaușescu, ei nici măcar nu o să întrețină. Sunt însă și câteva reproșuri la adresa fostului dictator. Dacă ar fi să-i reproșez ceva, aș putea să-i spun să nu se fi luat după soție. S-a luat prea mult după soție. Păi asta nu înseamnă că nu trebuie să dăm dreptate femeilor, dar dânsa mult cu această panică sau frică ce știau dânsi și... Elena? Da, se băga în prea multe lucruri în care nu putea să le ducă. Aș spune, un cote când ești școlit și așa, dânsa și-a rugat titluri care nu erau pe bună dreptate. Atât. Asta la adresa lui, dar un neajuns din comunism? Ceva, un lucru rău? Un lucru rău din comunism. Dar putea să fie că au pus sperație mâncarea și era prea raționalizat. Asta era un pic cam... Dar oamenii nimeni nu s-au zis să fie morți de foame sau să fie cumva, nu știu, să se întâmple ce se întâmplă și în ziua de astăzi. Sunt pensionari care stau cu pensia, adică terminată și se uită la facturul dimineața prin supermercate și se uită acolo cât costă, ce costă, se satură din priviri, știți? Pentru că au dat deja bani la întreținere, bani, nu știu, la curent, bani, nu știu, s-a dus. Doamne, iartă-mă, pensia aia mărâtă. Și asta sunt, că n-am ce să-i reproșez, nu am ce să-i reproșez. Asta, părerea mea. Ce reproșuri aveți să-i faceți fostului dictator? Ce a greșit Ceaușescu? Păi nu a greșit nimic. El a fost liderul unui sistem totalitar, un sistem bazat pe puterea de coerciție a securității, pe teroare. Să nu uităm cum a ajuns comunismul la putere în România, cu largul concurs al Armatei Roșii, cu largul sprijin al lui Stalin personal prin pionii săi, pe care aș enumera pe Ana Paucăr, pe Iosif Kișinevski, pe Pantiușa Bodnarenko, dar
revenind la comunismul acesta din anii 80, aș reproșa faptul că în România, pe timp de pace, au fost reintroduse cartelele la alimente în anii 80 în scopul achitării datoriei externe, lucru care a condamnat practic românii la foame sau la descurcăreală. Și atunci, totuși, de ce credeți că încă mai sunt români nostalgici și nu puțin? Da, sunt sigur că încă mai sunt nostalgici, dar părerea mea ar fi că ei își regătă propriile vremuri bune, propria lor tinerețe. Eu cred că singurul defect pe care l-a avut Ceaușescu a fost că nu a lăsat prostimea să-mi fie scuzat, să iasă din țară și că le-a pus pumnul în gură să tacă. Astea cred că sunt singurile chestii care le-a greșit. Dar în rezum... Alte reproșuri? Pentru Ceaușescu sau pentru acum? Fostului dictator. Fostului dictator n-am ce, doar atât. Surprinzător, există și voci care condamnă fostul regim și îl pun la colț pe cel care ar fi ținut România sub teroare. E drept, dintre zecile de impresii adunate din stradă, un singur tânăr născut în 84 ne-a spus că nu duce dorul acelor vremuri. Dimpotrivă. Facem un reportaj care se cheamă Dor de Ceaușescu. Vă e dor de Ceaușescu? Nu, absolut deloc și tehnic vorbind nici nu prea aș putea să fiu nostalgic, pentru că în 1989 aveam doar 5 ani, dar și dacă aș fi fost mai în vârstă, nu, n-aș fi putut regreta un regim totalitar, un regim bazat pe teroare, un regim care ne-a ținut pe loc atâta timp. Ce amintiri aveți de dinainte de 90? Mi-amintesc faptul că se lua în mod constant curentul în blocurile astea construite, într-adevăr, pe timpul regimului comunist, care cred că sunt singurele chestii pozitive pe care le-a înregistrat România. Faptul că a crescut populația urbană în blocurile acestea. Dar și aceste blocuri nu erau pentru toți locuitorii Republicii Socialiste România la fel. În sensul că nomenclatura de partid avea condiții de cazare mult mai bune decât simpli muncitori care erau până la urmă baza ideologică a Partidului Comunist Român. De cealaltă parte, unii recunosc că au plâns atunci când au aflat că soții Ceaușescu au fost împușcați. Și plâng și astăzi. Plâng pentru România cu mai puține și mai rele decât toate cele de dinainte de democrație. Mă uitam și plângeam. În același timp, când vedeam execuția soților Ceaușescu, nu venea să cred. Nu, pur și simplu a fost un cel mai urât Crăciun din viața noastră. Cel mai urât Crăciun. Vă spun sincer, cel mai urât Crăciun și trist. Trebuie să ne aducem aminte. Cândva, oamenii cred că și de acum își dau seama că s-a făcut o greșeală. S-a făcut o greșeală enormă, enormă. Cât despre revoluție, amintirile adunate din stradă au curs minute în șir, iar oamenii aproape că nu se mai opreau din povestit. Unii au avut atâtea de spus încât am înghețat la minus 4 grade și aproape că ne prinsese seara. Brăila, oraș martir, poartă și astăzi, la 34 de ani de la Revoluția din 1989, semnele gloanțelor care au lăsat în urmă 42 de morți și peste 100 de răniți. Oamenii au murit împușcați pe stradă, în mașini, în fața blocurilor, dar și în propriile case. În orașul de la Dunăre a fost liniște până pe 22 decembrie, când soții Elena și Nicolae Ceaușescu au fugit cu elicopterul din Comitetul Central. Imediat după ce vestea a devenit publică prin anunțul făcut la TVR, lumea a început să iasă în număr mare pe străzi și să se îndrepte către sediul Comitetului Județean al PCR, astăzi Palatul Administrativ. Mai multe despre ce se petrecea pe străzi și unde se trăgea, am aflat din gura celor care au trăit pe viu, la cald, cele mai sângeroase zile de decembrie. Despre Revoluție ce vă amintiți? Câți ani aveți? Păi atunci, da, aveam ceva ani, aveam, cred că, nu știu, 30 și ceva de ani, bănesc poate și mai mult, nu mai știu. Cum era atmosfera pe aici, prin Brăila? Atmosfera era, toată lumea era liniștită, nu știa în ce parte să o ia. Era panică? Era un pic de panică, dar oamenii așteptau să vadă în ce parte ce se întâmplă. Erau foarte speriați, cel puțin... Noi nu ieșeam din casă și țin minte că atunci
Lucram la o stație plutitoare de unde se face epurarea apei și a trebuit să-mi iau stația de acolo acasă, că se zvonea că vin vagabonții, vin hoții și fură și teroriștii, vin și fură aparatura și mă gândeam să nu fiu responsabilă. Eu mi le-am luat acasă și stăteam și mă uitam la televizor. Ceaușescu, săracul, dăduse niște decrete și eliberase pe toți din pușcării, pușcăriile rămăseseră goale. Și m-am dus să văd ce fac, ce se întâmplă pe platou din fața Consiliului Județean și în punctele principale ale orașului. Și spre surprinderea mea, majoritatea celor care erau prezenți acolo erau foști pușcărieși eliberați de Ceaușescu din pușcării. Ei erau cei care făceau jocul așa zisei revoluții. Dar ca ofițer, că v-am spus că sunt ofițer al Ministerului Apărării Naționale și aparțin de Regimentul de Geniu și Pontoneri, unde am fost în aplicații și concentrări ajutorul locțitorul tehnic al comandantului de regiment, vreau să vă spun că am văzut, din informațiile care le-am cules, am văzut clar despre ce a fost vorba în acele zile. Deci, cu câteva luni înainte, Stănculescu, Victor Stănculescu, fusese în Ungaria la Balaton, la lacul Balaton, unde s-a întâlnit cu reprezentanții ai Occidentului. Și acolo s-a pus la cale, printre altele, lovitura de stat din România. Și uciderea lui Ceaușescu, uciderea mișelească a lui Ceaușescu. El a primit această misiune, era recrutat ca agent al Occidentului și pot să vă spun exact, în primul rând, al Statelor Unite și al Israelului. Erau agenții lui, dar și al Marii Britanii era agentul Victor Stănculescu. Și el a fost cel care i-a urcat pe soții Ceaușescu în elicopter, pe Comitetul Central. El a dat ordin pilotului de elicopter să-i debarce acolo în apropiere de Târgoviște. El a dat ordin ca să fie duși cei doi soți Ceaușescu să fie duși în regimentul de la Târgoviște. El s-a dus cu completul de judecată și i-a judecat. El a dat ordin să fie împușcați, dar au fost împușcați înainte de a fi duși la execuție, la locul unde trebuiau să fie executați. Ei, când au ajuns acolo, erau deja împușcați în ceafă de cel care a devenit pe urmă prim-ministru. Au fost împușcați în ceafă după ce au fost legați la mâini și au fost aruncați acolo jos și acolo completul de judecată a tras în ei. Și tot Victor Stănculescu i-a luat de acolo și i-a dus la cimitir și tot el i-a împușcat. Tot el i-a înmormântat. Atmosfera pe aici, prin Brăila, ne-ar fi interesat să știm cam cum era în orașul nostru. Pe unde se trăgea cel mai mult? Dacă au fost scene mai deosebite prin stradă, ceva, ați fost martor la... Eu am sezizat lucrul ăsta, că dacă ieși din locuință, de la ora asta, de la ora înserării, poți fi împușcat. Pentru că aveau nevoie ca să creeze o stare de minciună și de confuzie și de nemulțumire în rândul românilor și n-am ieșit noaptea din casă, n-am ieșit. Dar eu, locuind în apropiere de Caporal Mușat și Ciocârlia din orașul ăsta, am văzut măcelul care a fost acolo, în apropiere de locuința mea și lângă statuia Caporal Mușat și au fost foarte mulți tineri împușcați acolo. Și vă spun că după aceea, după ce
au rămas acești tineri morți acolo, împușcați, au adus un mijloc de transport, o dubă, și au adus și câțiva tineri ca să îi îmbarce în dubă și să-i ducă pe morți. A doua zi dimineață m-am dus, cum s-a luminat, m-am dus acolo și am văzut sânge la greu, jos, cheaguri de sânge, mușuroaie de cheaguri de sânge de la cei care au murit acolo, împușcați. Așa, și tinerii care i-au îmbarcat în dubă pe cei care au fost împușcați acolo, au fost la rândul lor, după ce i-au dus la cimitir, au fost împușcați și ei, din informațiile care le-am cules din presă. Înțelegeți? Deci a fost un șir de crime pentru oameni nevinovați nesfârșit. Un șir nesfârșit de crime care s-au făcut în acele zile. Printre care ce am văzut eu acolo, la punctul ăsta care vă spun, Caporal Mușat, știți unde e Caporal Mușat și Ciocărlia. Pe chestia asta, cei care au avut tineri sacrificați în punctul ăla, au cerut ca să se ridice un monument acolo, în amintirea celor care au fost uciși acolo nevinovați. Și s-a hotărât să construiască acea bisericuță care este lângă unitatea militară a marinei, cu mijloace tehnice a marinei militare. Acolo este o unitate cu mijloace tehnice a marinei militare. Și acolo s-a construit acea capelă militară în amintirea celor care au fost uciși acolo. Și dacă luați documentele zilelor respective, să vedeți câți oameni, câți tineri au fost împușcați acolo. De la Revoluție ce vă amintiți? Câți ani aveați? La Revoluție aveam puțin peste 5 ani. Îmi amintesc că cel puțin 3 zile am stat în casă împreună cu familia, iar urmele clare pe care mi le amintesc, pe fațada fostei case a tineretului și pe fațada actualei primării, erau urme de cartușe, semn că acolo au fost focuri de armă trase. Eu stau în hipodrom, serviciul aveam în centru. Și dacă de aici până acolo mergeam cu ochii în toate părțile, se drăcea din toate felurile. V-ați simțit vreodată în pericol? Păi mereu eram în pericol, că nu știam de unde vine răul. Că și pe stradă, din fața mea, cum au tras alții de acolo, vinea gloanțele și se lovea de beton și sărea scânteii. Da. Și am trecut prin ele și trebuia să mă duc la serviciu. Și... Deci vă dați seama că eram față la biserica grecească, ca să vă spun așa, era un pom la un metru, un metru și ceva, și când a început să tragă la Revoluție, eu m-am adăpost, am făcut ca o furnică jos lângă el și am rămas blocat acolo. Și pe urmă am dus în centru, lângă hotelul Traian, este un restaurant acolo și acum așa nu știu ce denumire. Și am stat toată noaptea acolo și tata a umblat între morți, până astea, pe la Casa Albă, pe tineretului care a fost împușcat, pe tineretului într-o mașină. Și au umblat ca să mă găsească. Nu puteam să credem că poate să fie ceva la mișto, știi? Adică totuși aveai impresia că se împușcă lumea, e nebunie, trebuie să mă două ore de atac, n-am murit decât un singur tip care cred că a fost împușcat, la și văzut. Era un militar, da? Era împușcat, nu era un tânăr, nu era. Dar era din spate, adică, sau mă rog, ne pricepeam, da? Era unul singur, da? După două ore, dracu ce. După aia am primit, s-au dat arme pe acolo, au murit mai mulți, au lumea. Dar nu, cum să zic, mi-am pus întrebări, nu în noaptea aia, ci simțeam, știi că e cam filme, știi? Simțeam că nu e în regulă ceva, adică la un moment dat, după două ore m-am văzut că nu era spart niciun geam. Știi? Adică, bă, am mai făcut și o armată, adică,
cum dracu o tras ăia? Bă, dar proști sunt aici, unde dracu o tras dacă n-o spar geamuri, știi? Și au venit niște băieți, că am și văzut pe unul, Bangrate acolo pe un de ăla de artistii, de, știi, erau niște ateliere, cred, de artă pe acolo, cu niște fel de agheuri, știi? Foarte, deci foarte, erau liniștiți, așa, adică păreau că sunt în timpul liber, știi? Și au tras în stâlpi de rezistență și s-au făcut praf toate geamurile. În momentul ăla, știi cum era? Dezastru. Până atunci venea, putea să vină Ceaușescu, era curat, frumos, drăguț, îl primea cu sare, că era frumos, adică noi eram și civilizați, adică. Nu, sunt amuzante chestiile astea, din păcate s-au pierdut și pentru că, vezi tu, unul ca mine a fost mai ok din punctul ăsta de vedere, în sensul că eu am avut un anumit gen de detașare, știi? În momentul în care unii au intrat și și-au dat o definiție de asta eroică, eu n-am vrut să fiu revoluționar, n-am fost foarte inteligent, și e vorba între noi, că aveam niște chestii de câștigat, de exemplu, n-aș fi plătit impozitul toată viața, dar mă rog, asta este. Dar vreau să zic că dacă erai mai detașat, sigur că eu mi-am revenit. De altfel am și plecat tocmai pentru că mi-am dat seama că nu pot să înțeleg ce se întâmplă. Mi s-a părut că totul e aiurea. Știi, adică erau lucruri care nu știam să zic de ce, dar mi s-a părut că totuși e ceva aiurea și bun, pe de altă parte poate că era mort acum pentru că nu eram urmăriți la modul serios acolo, că erau dintre aia care erau civili, erau securiști. De unde erau să știm noi care sunt securiști? Locuiați într-o zonă din Brăila unde se trăgea? Ați fost în vreun bloc? Nu, eram chiar în focul gloanțelor, bineînțeles, dar am auzit că oamenii au fost opriți, cum se duceau cu mașina, erau opriți de cineva, nu știu cine era, nu știu. Ați fost martoră la vreun eveniment mai deosebit de stradă? Ați văzut ceva care să vă fi marcat? Așa am auzit și tot ce am văzut în televizor, dar n-am văzut în... Pe viu, pe stradă? Pe stradă, n-am văzut asta, dar se spune că a fost foarte groaznic. Nu știu groaznicul ăsta, cât de groaznic a fost, nu l-am văzut. Un lucru e cert. Dincolo de gloanțe, spaimă, ură și sărăcie, epoca de aur mai trezește și astăzi în noi sentimente de toate felurile. Doar când auzim numele Ceaușescu, simțim parcă cum ne încearcă o stare de nestare și ne întoarcem fără să vrem în timp. Cei mai mulți îi simt lipsa scumpului nostru conducător. Cât despre românii care nici nu vor să audă de acele vremuri, încap toți pe degetele de la o mână. Nicolae Ceaușescu va rămâne un reper vizibil în viețile noastre, o amintire vie în mințile tuturor, un capitol care nu a fost închis niciodată, o umbră pe obrazul patriei. România comunistă va dăinui mult timp pe frunțile celor trecuți de o vârstă și asta pentru că acolo, în comunismul ăla din timpurile amețitoare de atunci, sunt începuturile noastre, micile bucurii, clipele care n-au cum să se mai întoarcă vreodată, oamenii de care ne-am despărțit, familiile în care ne-am născut, dascălii sub care am crescut, tovarășii cu care am trăit, fabricile, uzinele, întreprinderile, șantierele și combinatele în care am muncit. Acolo și atunci ne e trecutul, cu tot cu Ceaușescu și cu păcatele lui. Pendula lui 89 încă mai bate prin noi. Timpii învechiți fără de niciunele sau, după caz cu de toate, încă mai sună în pieptul unora. Adevărurile încă mai au nevoie de guri care să le rostească, căci ziua de mâine nu va putea niciodată să se cheme mâine fără cea de ieri. România va purta mereu pe undeva la loc bine știut un dor ascuns de Ceaușescu și de fostul regim, oricât ar mai veni peste noi și oricât s-ar perindea la putere. Aveam mai puține, dar aveam mai mult. Ceaușescu a făcut cât nu va mai face nimeni nici într-o sută de ani, cum a zis unul dintre cei cu care am vorbit, dar nu a dorit să apară pe cameră. E clar, suntem o națiune de nostalgici. Încă îl iubim pe tovarășul, încă îl regretăm și încă mai visăm că vom avea din nou ce am avut altădată și vom putea din nou ce am putut cândva, în vremuri de demult.